Salut! Sunt Andrei Capră, sunt medic stomatolog. De astăzi am început să filmez o nouă serie în care să vă arătăm tot ce se întâmplă în clinică, mai exact cele mai speciale cazuri pe care le avem. Desigur, o să vedeți și procedura cap-coadă, de momentul în care intră pacientul pe ușă până când pleacă cu un nou zâmbet pe buze. Așa că dacă vreți să vedeți exact despre ce este vorba, vă invit cu mine. Imediat o să ne apucăm de treabă, da? Ca să înțelegi oricum și procesul, o să ți le dăm jos cu laserul. 20 de minute am dat jos toate lucrările vechi. Și mie, te rog, o freză de contraunghi. Trebuie să curăț aici un proces de ăsta carios. Curăț bânturile, le degresez, practic, cu alcool izopropilic. Știi, cu alcool izopropilic se curăță și motoarele de avion. Apropo. Cimentez niște coroane individuale de zirconiu. Face parte din planul de reabilitare totală, cu înălțare de ocluzie și cimentăm practic pe bucăți, ca să fim siguri că ne este totul cum trebuie. Nu pot zic că nu durează mult, depinde. Sunt pacienți la care durează câteva ore, până la 12, sunt pacienți la care durează o jumătate de oră. Depinde de materialul folosit, de tipul de preparație protetică și așa mai departe. Adică coroană, fațetă, inlay, onlay și așa mai departe. Să ce gata. Gingile arată impecabil. Ce ne doream? Mai avem jos.